Pornește într-o călătorie culinară alături de Lidl și șefi fără limite. Lidl, meriți să fii surprins. Bun. Cuțit. Unde intri? De curățat. Exact. Așa. Ia uite ce am găsit. Bă. Superb. Hai pe carne mexicane, haide. Scos mexicanul, carnea nu era carne de pui, era cocoreci. Vai de mine. Știi cum? Cuptor. Ăla trebuie să meargă pe rotisor și să stea să se pătrundă carnea toată în interior. Asta nu poți să o faci acum, fă și tu în 40 de minute un cocorici. Tu îți dai cu stângul în dreptul, ești legat de mâini. Dănuța, șoșuca mea e gata, ciupercile sunt gata. Ciuperci, începem să punem pe farfurie. Te rog, migdalele alea. Furile, ai răbdare, că n-am ce să le pun. Migdale. N-am ce să-ți fac, draga mea. Mi-a venit așa repede ideea, pentru că voiam să pun în valoare magiunul nostru de prune, era păcat, plus migdalele alea coapte. Și am pus un strat de biscuiți digestivi, iaurt, miere, magiunul ăla și cu crunch ăsta de migdale. Adică ce vrei mai mult de atât? Mai avem 20 de minute, dar avem foc. Păi dar n-am așezat masa, n-am pus nimic, te duci și o așez tu și mai fac eu tâmpenii. Păi... Lasă că avem timp. Eu tot timpul sunt aia alergată, nu? 10 minute. Mă vezi că am 50 de ani și nu, zici... Păi nu, ești tu aia sportivă, nu tot zici că faci sport? Fă sport, că n-ai făcut sport, fă sport, soro. Acum, am nevoie de astea tăiate? Eu chiar nu știam ce să gătească. Mi-a înmânat atribuția de a tăia legumele și de a așeza masa. Era ok, asta e ușor. Bine, dacă atâta vrei, hai, descurcă de... Aștepta cum ești de la mine, adică nu a venit și cu idee. Trebuie să facem și aperitivul. Cu salamul și ce avem noi, produsele noastre? Dar îmi dau seama, noi n-am la pâine. Cum facem bruschete? Tigăile alea, una lipea, una nu mergea, un ochi mergea încet, unul prea tare. Hai să mergem pe improvizație, lasă lista. Practic nu mai avem niciun plan. Nu? Planul nostru e să-i dăm bătaie cu ce apucăm, da? Să facem, da. Ce improvizăm, ai nebunit? Ce vrei să facem? Păi avem creveții, odată. Legumele astea cu pui o să fac. Așa. M-aș gândi la niște pui, gen pui Shanghai, așa dat prin susan, făină, nu jnițele. Și niște chestii. Mai tasty, sincer. Trebuia să facem și cocoriții. În primul rând, nu am putut să-l facem la jar pentru că dura foarte mult. Cuptorul era electric și nu mergea la fel ca și al patrulea oci. Nu mai aveam tigăi, nu mai aveam unde să pun cocoriții și timp să-l fac. Și am zis, bă, frate, dă-l încolo de cocoriții, lasă-l acolo. Dragii mei șefi, bine v-am regăsit! Calimera! Urmează să vedem cine va cuceri Jokerul din Meteora. E rândul meu azi. Știi că azi că rătesc un an niciodată Joker? Dar nici nu-i trebuie. Of, Dumnezeule mare, noi trebuie să ne mutăm pe altă planetă, că e doar rândul lui Montea, mereu. Echipa mea este în pericol, pentru că în seara asta Florin are un avantaj care ne va încurca foarte tare și pe mine și pe Cătălin, așa că sper să câștig Jokerul. Eu îmi urez tot binele din lume și să nu care cumva să ajung la vreun moment în care să rămân cu trei în echipă. Să știți că ne aflăm într-o tavernă cu poveste. Ok. Taverna Meteora este o tavernă făcută de o familie cu istorie. Totul a început de la străbunicului Harris, pe care l-ați și cunoscut ieri. Da. El a avut toată viața o pasiune pentru mâncare, a trecut prin foarte multe greutăți, inclusiv război. Să știți că această tavernă este ridicată încă de atunci, însă se pare că atunci când au apărut nemții în zona, au dărâmat-o. Totul s-a redus la zero pentru ei, au pierdut tot, însă străbunicul lui Harris a refăcut-o. Și încă de atunci toată familia lor asta face, mâncare în această tavernuță din Meteora. Harris este a patra generație. Oho. El aici s-a născut, aici a crescut, toată viața lui s-a petrecut în bucătărie, tot ce știe este bucătărie. Toată familia lui lucrează în continuare aici. Respect pe oamenii care păstrează o tradiție în familie, dincolo de corporații care sunt astăzi în jurul nostru, mai multă esență și mai multă dăruire găsești la oamenii care reușesc să lase din generație în generație sau preiau din generație în generație o afacere. Voi ați făcut un pact al tăcerii? Nu, dar în momentul în care mă uit la Meteora, sincer, sunt speechless. Și de-aia nu zic nimic. Tu ești plină de surprize și astăzi mă surprind. N-am un tocător, n-am un cuțit, n-am... Ce fac? Am vrut eu să începeți să vorbiți și au început și plângerile.
Să nu mă puneți să gătesc pietre de basalt, că v-am mai spus. O încing și gătesc pe ea, tot găsesc eu o variantă. Orice provocare este binevenită, îmi place. Apropo de ce urmează să gătim, să știți că astăzi m-am inspirat din meniul tavernei acestei frumoase familii. Și am ales un preparat care face parte din categoria celor mai vechi preparate. Chisteaua. Este de prin... nu acolo voiam să mă duc. Bune, nu cred că e chiftea. Ba da! Nu este chiftea, este un preparat. Dar poate să o facă călătesc cu chiftea? Că asta e întrebarea. Dacă erau chiftele la 1920... Da, erau sigur. Erau sigur. Fac chiftele când trebuie să vă bat, să vă nenorocesc, când vreau eu, când am jurați de făcut, când n-am timp să... Acum am tot timpul din lume să fac și o farfurie fără chiftele. Adică astăzi ne jucăm fără chiftele. Este un preparat cu istorie. Ok. Important pentru această familie. Harris va fi foarte atent la toate detaliile. Și este vorba despre vițel gătit cu prune, stafide și servit cu orez. Ah, un fel de tajin. Ok. Rețeta de astăzi mi se pare foarte interesantă. E genul de rețetă pe care eu o văd în stilul franțuzesc, o văd coniac, un sos. N-aș duce în zona de tocan. Mie mi se pare că mâncărica asta ar trebui să fie așa ca un stiu, ca o tocăniță. Parcă o văd așa într-o tajină, într-un vas de lut, o găteau încet la foc de lemne. Voi, bineînțeles, că îl faceți în felul vostru, așa cum vă doriți. Chiftea poate să-l facă ăsta? Da, iese chiftea. Iese, nu? Merge chiftea, da. Gata, vă, mă, chiftea, nu fi fraier. Băi, Cătălin, chiftea. Eu deja m-am gândit. Deci avem practic nu vreau o chiftea. Trei feluri de chiftele. Combinația asta n-am făcut-o niciodată. Am să încerc asta, să-i dau un touch scărătescian, ceva din cultura mea nebună. Cât timp avem? 60 de minute. 2 ore pentru tine, 1 oră pentru noi. Cum faci tu, bă, vițelul într-o oră? La foc. Of, Dumnezeule mare, prunia. Eu zic așa. Ia zi-mi. 3, 2, 1, start! Am mușcat din cașcaval. M-am văzut. Aceeași... Ai urmărit Șefi Fără Limite. Călătoria culinară continuă și în ediția viitoare, alături de Lidl, meriți să fii surprins!